Jamie Foxx e erou și în afara platourilor de filmare. Actorul și-a riscat viața ca să salveze un bărbat dintr-o mașină care a fost cuprinsă de flăcări. Totul s-a petrecut în fața casei actorului din Los Angeles, unde tânărul a pierdut controlul mașinii din cauza vitezei. Automobilul s-a răsturnat de câteva ori, apoi a luat foc. Foxx a auzit bubuiturile, a alergat afară și a reușit să-l scoată pe tânăr din mașină, înainte ca aceasta să devină o minge de foc. Deși a salvat o viață, actorul nu se consideră erou. Tatăl bărbatului pe care l-a salvat i-a mulțumit cu lacrimi în ochii lui Jamie Foxx pentru curajul de care a dat dovadă.